Basme în limba română. Denis Prostuțul. Odată ca niciodată, era un băiețel pe nume Denis. Toată lumea îl striga Prostuțul pentru că, ei bine, ce-ar fi să aflați singuri? Denis trăia cu mama lui într-o casă frumoasă, cu curte, grădină de legume, coteți de găini și pivniță. Într-o zi, mama lui a trebuit să meargă la cumpărături și i-a spus așa: voi fi plecată timp de o oră sau două, fiule. Acum, cloșca stă pe olei. Ai grijă să nu se apropie nimeni de ea. Păstrează casa curată. Nu-ți face griji, mamă. Casa e pe mâini bune. Așa că, după ce mama a plecat, el s-a dus în curte ca să păzească cloșca. Totuși, obosită de la clocit, cloșca s-a ridicat să-și dezmorțească picioarele înainte de a se întoarce la ou. Asta l-a enervat foarte tare pe Denis, a pus mâna pe un băț și a strigat: o rătanie zăpăcită, treci înapoi la ouă! Cot, codac! Enervat, Denis a bătut din picior, lucru care a speriat cloșca, iar aceasta a fugit numai decât. Cot, 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 codac, cot, codac, cot! Oh, cloșca aia zăpăcită a fugit! Cine va sta pe ou acum? Ei bine, ar trebui să fac ceva în legătură cu asta. Așadar, s-a așezat el pe ou și le-a spart. Ridicându-se cu pantalonii lipicioși de gălbenuș, Denis și-a spus: oh, nu! Mama mă va certa foarte tare! Dar ca să o îmbunez, îi voi pregăti o surpriză! Îi voi găti prânzul! A luat un pește conservat din frigider și l-a pus la prăjit. Mama adoră peștele prăjit cu niște vin! Da, de asta am nevoie ca să-l asezonez! Va fi foarte mulțumit! Ce-a fost asta? Se auzise un zgomot puternic din bucătărie, iar Denis a fugit de îndată într-acolo, uitând să oprească robinetul butoiului. Hei, hoațo! Lasă peștele jos! A luat un făcăleț și a început să fugărească pisica, care, înspăimântată cum era, ținea strâns în gură peștele prăjit în timp ce alerga din cameră în cameră. Cei doi au răsturnat dulapuri, mese, scaune și au spart vase de flori, oale, farfurii și pahare. Distrugerile s-au oprit când pisica a scăpat peștele, a sărit pe geam și a dispărut. Denis l-a ridicat de jos, l-a pus pe masă și a spus: acum mă voi merge să aduc vinul. Dumnezeule, ce mă fac acum? Va trebui să curăț totul, dar cum? Aș putea să merg în curte și să aduc niște saci cu nisip pe care să-l împrăști pe jos, în pivniță. Dar e prea mult de muncă. Mai bine mă gândesc la altceva. Ei bine, da, găsit! Denis a luat una dintre pungile de pe masă, a deschis-o și a început să împrăștie toată făina din pungă. Minunat! Făina va absorbi vinul, iar eu voi putea merge prin pivniță fără să-mi urc picioarele. Sunt cel mai deștept sau ce? Ha, ha, ha! Și așa, cât ai zice pește, vărsase nu una, ci 5 pungi de făină bună pe podea. La final, podeaua era acoperită de o pastă moale și lipicioasă, de culoarea vinului, și mergând pe ea, i s-a lipit de tăli. Denis a mers să ia carafa pe care o umpluse și a dus-o înapoi în bucătărie cu mare încântare, lăsând urme roșii de pantofi peste tot. Mama va fi foarte mulțumită! Dar apoi, gândindu-se la toată mizeria pe care a făcut-o, a început să se teamă de o eventuală ceartă sau chiar și o pedeapsă. Cred că am doar o variantă. Să mă ascund de mama ca să nu mă poată pedepsi. Și asta a făcut. O oră mai târziu, mama lui s-a întors, când a văzut mobila răsturnată, farfuriile sparte și urmele roșii, s-a enervat și a strigat:
Denis? Ce s-a întâmplat? Unde ești? Răspunde-mi! Dar nu a primit niciun răspuns. Deodată a observat două picioare ieșind de după cuptor. Nu mă surprinde faptul că te ascunzi de mine, Denis, după ce ai făcut mizeria asta. Și cu toate că sunt foarte supărată pe tine, sper că ți-ai învățat lecția. Voi face curat după tine, așa că du-te la piață și încearcă să vinzi sulul ăsta de țesătură la un preț bun. Ușurat, Denis a ieșit și zâmbea cu sfială. Cu o sprânceană ridicată, ea i-a dat un sul de țesătură. Te rog, încearcă să-l vinzi. No, o să-l vând, lasă-l pe mâna mea. Când Denis a ajuns la piață, a început să strige. Țesătură! Cine vrea să cumpere această țesătură? Ce fel de țesătură e? E moale? E trainică? E scumpă? Cât este de lungă? Cât costă? Vorbești prea mult, iar eu nu vând unei guri sparte. Și s-a dus. A trecut pe lângă o statuie pe care a confundat-o cu un domn arătos, așa că a întrebat-o. Domnule, ai vrea să cumpere această țesătură bună? Da sau nu? Dacă nu spui nimic, înseamnă că vrei. Îți place? Da? Bine, atunci ți-o las. Așa că a lăsat țesătura lângă statuie și a plecat acasă. Mamă, mamă, am vândut țesătura unui domn foarte bine îmbrăcat. Cât ți-a dat pe ea? Of, am uitat că trebuia să-mi dea bani. Nu te îngrijora că mă voi duce să iau. A fugit înapoi la statuie, dar țesătura dispăruse. Văd că deja ai dus țesătura acasă. Bun, acum dă-mi banii. Desigur, statuia nu a răspuns. Domnule, am nevoie de bani! Dar statuia nu a răspuns, iar Denis, pierzându-și răbdarea, a pus mâna pe un băț și a început să lovească statuia în cap, iar acesta s-a desprins și a căzut. Din cap a căzut un pumn de monede de aur, ascuns acolo de cine știe cine. Wow! A luat monedele, a pus capul la loc și a plecat acasă. Mama, privește! Ce? Și cine ți-a dat atâția bani? Un domn foarte arătos! N-a vorbit deloc și știe unde își ținea banii? În cap! Denis, ascultă! Ne-ai pierdut cloșca, ai spart ole, ai inundat pivnița cu vin, ai rosit 5 pungi de făină, ai spart farfurii, sticle, vaze și pahare. Iar dacă crezi că mă vei și lua de proastă, te înșelă marnic. Pleacă de aici! Apucând mătura, l-a fugărit afară din casă. Să nu te văd până diseară! Du-te în grădina de legume! Așadar, Denis a fugit din casă și a început să spună oamenilor că are multe monede de aur. Asta a tras atenția magistraților care îl căutau. Unde ai găsit acele monede de aur? Un domn mi le-a dat drept plată pentru o țesătură. Care domn? Domnul care stă mereu la intersecție dintre strada Copacului și drumul Iasomiei. Dar aceea e o statuie. Nu a spus care e numele lui, dar poate e domnul statuie. Își ținea banii în cap. Magistrații s-au holbat unul la altul plin de uimire. Ia spune-ne, Denis, și când ai făcut tu afacerea asta? În ziua în care am încercat să clocesc ouăle pentru că cloșca fugise. Din nou, magistrații și-au aruncat câte o privire, fiind convinși acum că Denis chiar era prostuț. Poți merge acasă, tinere, ești liber. Și așa, Denis s-a dus acasă și a trăit fericit alături de mama lui. Puțin prostuț, da, dar nu a făcut niciodată vreun rău nimănui, iar asta e tot ce contează.